My name is Jan Åge Torp. I'm a Norwegian. Numele meu este greu de pronunțat, sunt norvegian. I was born in 1957 in Japan. Și am fost născut în 1957 în Japonia. I'm 61 years old. Am 61 de ani. I was born of Norwegian missionary parents. Am fost născut din părinți misionari norvegieni. My mama went to China. Mama mea a plecat în China. When she was a single missionary. Și atunci era o misionară necăsătorită. She was from a very poor family in Norway. Provenea dintr-o familie foarte săracă din Norvegia. But one day God called my mama when she was 14 years old. Însă la vârsta de 14 ani Dumnezeu a chemat-o pe mama mea. And said, "You will go to China." Și a spus, tu trebuie să mergi în China. And everyone laughed at her. Și toți au râs de ea. Because she was from a poor family. Pentru că ea provenea dintr-o familie săracă. Maybe the poorest family in Norway. Poate cea mai săracă din Norvegia. But exactly 10 years later. Dar exact 10 ani mai târziu. My mama came to China. Mama mea era în China. And she started learning Chinese. Și a început să învețe limba chineză. And the Lord told her to go to the Mongolians in Mongolia. Apoi Domnul i-a spus să meargă la mongolezi în Mongolia. She tried to go to Mongolia. A încercat ea să treacă în Mongolia. But the communist revolution had started. Dar tocmai ce a început revoluția comunistă. So she was not allowed to go. Și astfel i-a fost interzis să plece. Instead, the missionary leaders in Norway moved her to Japan. Și în loc ca să meargă acolo, misionarii au mutat-o în Japonia. And my mama was a small woman. Mama mea era o femeie scundă. But she was a powerful woman. Însă era o femeie puternică. So she started churches. Și acolo a început biserici. There was no man to help. Nu era niciun bărbat care să o ajute. So this little woman, she did it. Așa că femeia asta mică a făcut munca de una singură. In the north of Japan, in the center of Japan. În nordul, în centrul Japoniei. Then she was in Norway on vacation. Când a venit în Norvegia în vacanță. And she met a man and they married. A întâlnit un bărbat cu care s-a căsătorit. They went together to Japan. Și împreună au plecat în Japonia. And I was born. Și acolo m-am născut eu. I was born in the Shinto capital of the world, Kyoto. M-am născut în Kyoto, în capitala lumii. You see, I'm born in an environment with many conflicting views. M-am născut într-o zonă în care erau multe viziuni contrare, conflictuale. We moved when I was 5 to Thailand. La vârsta de 5 ani ne-am mutat în Thailanda. For the next 10 years we lived in Thailand. Și următorii 10 ani am locuit în Thailanda. And I still speak Thai fluently. Și încă vorbesc limba thailandeză fluent. One day there was a plastic bag on our doorstep. Într-o zi m-am trezit cu o pungă din plastic în fața ușei casei noastre. There was a little baby girl, 1 week old. Și în acel coș, să spună, era o fetiță de o săptămână. She was left on our doorstep. Fusese părăsită în fața casei noastre. So then our orphanage started. Și atunci am început un orfelinat. And now 45 years later. Și acum 45 de ani mai târziu, 3000 children have been living in that orphanage. 3000 de copii au trecut prin acel orfelinat. Now they are well educated. Acum ei sunt oameni educați. They are becoming leaders in their society. Au devenit lideri în țările lor. In the Buddhist nation of Thailand. Și într-o națiune budistă ca Thailanda. Last week I was in Thailand for 2 days. Săptămâna trecută am fost în Thailanda 2 zile. And 2 of the young people asked me if I would perform their wedding. Și 2 tineri m-au întrebat dacă vreau să le conduc nunta. So next year my wife and I will go back and we'll have a wedding. Anul viitor împreună cu soția am mers și am avut o nuntă acolo. I know the young woman very well. She's 28 years old. O cunoșteam pe Mireasa foarte bine, avea 28 de ani. She looks Chinese. Și arată ca o chinezoică. Beautiful girl. Frumoasă fată. Her father killed her mother. Tatăl ei a ucis-o pe mama ei. That's why when she was 4 she came to our orphanage. Și așa a ajuns fata aceea la 4 ani în orfelinatul nostru. Now she's a programmer, computer programmer. Acum este lucrează ca și programator de calculatoare. Working in one of the great banks of Thailand. Lucrează într-o firmă în Thailanda. 10 years ago she met a young man. Acum 10 ani a întâlnit un tânăr. A Buddhist. Un budist.
She led him to Christ. Și ea l-a condus pe acest budist la Hristos. And they fell in love. Și s-au îndrăgostit. And now they're getting married. Și acum iată că se căsătoresc. But I've never really talked to him before. Dar eu nu-l cunoscusem pe soțul ei, n-am vorbit cu el niciodată. I said to him, și am spus, will your parents come if I wed you? Dacă eu voi conduce căsătoria ta, părinții tăi vor veni la nuntă. He said, it's going to be difficult. Mi-a spus, el va fi foarte greu. They are very angry that I become a Christian. Părinții mei sunt foarte supărați pentru că m-am convertit la creștinism. Because they are not only Buddhist, but they are also demon worshippers. Pentru că ei nu sunt doar budiști, ei sunt și închinători la demoni. So they're afraid that Satan will be angry at them. Și acum ei se tem că Satan se va răzbuna pe ei din pricina mea. But we agreed last week. Dar săptămâna trecută ne-am înțeles. We will pray that they will come. Și să ne rugăm împreună ca părinții să vină la nuntă. They will receive Jesus in their lives. Și să-l primească pe Domnul Iisus în viețile lor. I asked the beautiful girl Pia Pia. Am întrebat-o pe frumoasa fată Pia Pia. Do you think your father will come? Crezi că tatăl tău va veni la nuntă? She said, I hope so. Și ea spune, sper. She said, I've forgiven him. Eu una l-am iertat. I love him. Îl iubesc. We visit him every year. Îl vizităm anual. I joked and I said, if he does not come, I will not come. Am glumit și am spus, dacă taică tu nu vine, nici eu nu o să vin la nuntă. So she said, yes, sir, he will come. Atunci a spus, da, domnule, sigur va veni. See, God restores nations. Vedeți, Dumnezeu reface legături, națiuni. God restores people. Dumnezeu reface oameni. God has a great plan for the world. Dumnezeu are un plan mare pentru lume. He loves people. Dumnezeu iubește omul. He cares for people. Lui pasă de oameni. God cares for the orphans. Lui Dumnezeu îi pasă de orfani. He cares for the widows. Îi pasă de văduve. He cares for the poor. Îi pasă de săraci. He cares for normal people like you and me. Îi pasă de oameni normali ca tine și ca mine. Our God is a great God. Dumnezeul nostru este un mare Dumnezeu. So you in Romania are not the only people in the world. Voi nu sunteți singurul popor din lume. You are like many other peoples. Voi sunteți ca și multe alte popoare. Raised by God with a plan. Ridicați de Dumnezeu, crescuți de Dumnezeu cu un plan. To bring the glory of God to the earth. Ca să aduceți slava lui Dumnezeu pe pământ. When I was 15, we returned to Norway. Când am avut 15 ani, ne-am întors împreună cu familia în Norvegia. I only spoke a little Norwegian. Eu vorbeam doar puțin limba norvegiană atunci. But I learned Norwegian. Dar am învățat-o. And now I'm a very much Norwegian boy. Și acum sunt un norvegian normal. And when I came to Norway, I discovered what a beautiful country it was. Și când m-am întors în Norvegia, am descoperit ce țară frumoasă aveam. I discovered that Norway is full of people who are longing for truth. Am descoperit o țară plină de oameni care tângeau după adevăr. Who are longing for the reality of God. Care tângeau după realitatea lui Dumnezeu. But so astray many times. Dar un popor atât de îndepărtat de Dumnezeu. When I was in Norway as a young man, I suddenly one day was invited to meet a Romanian man. Ca tânăr în Norvegia, am avut ocazia într-o zi să fiu invitat să întâlnesc un român. I was 18. Aveam 18 ani atunci. And I had the same job that brother what's your first name? What's? Tallinn. Same job. I was to be a translator. Și eu aveam aceeași meserie pe care o avea fratele Călin, trebuia să fiu traducătorul lui în seara. Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand era numele lui. And 9 times. Și de 9 ori I translated for Richard Wurmbrand. Am tradus pe fratele Richard Wurmbrand. I liked Richard Wurmbrand. Îmi plăcea fratele Richard Wurmbrand. He had powerful stories. Avea întâmplări pline de putere. He spoke with love about his wife Sabine. Vorbea cu atâta iubire de soția lui Sabina. How he missed her when he was in prison. Poștea cât de dor era de ea când era el închis. How they paid the price together. Și cum împreună cu ea au plătit prețul. But he was also a man who loved. Dar de asemenea era un om care iubea. He liked to play with me. Îi plăcea să se joace cu mine. You know, he did boxing with me, you know. Aproape că făceam box împreună, că ne boxam. And he made me feel very important. Și mă făcea să mă simt ca tânăr foarte important. He would have loved to be here tonight. I-ar fi plăcut să fie la Speranța. Pastor Dorel and all the children and families. Să-l vadă fratele pastor pe toți copiii pentru care v-ați rugat, familiile voastre. Richard Wurmbrand was often in Norway.
Richard Wurmbrandt a vizitat de multe ori Norvegia. I believe that the Norwegian missionaries paid Ceausescu to let Wurmbrandt come out of prison. De fapt, eu cred că misionarii norvegieni au fost cei care l-au răscumpărat, au plătit pentru eliberarea lui Wurmbrandt. And Wurmbrandt could understand Norwegian. Și Wurmbrandt înțelegea limba norvegiană. And when I translated for him, și eu ce traduceam pentru el, sometimes he would stop me. Uneori mă oprea. I said, it's wrong. Spuneam, nu-i bine. And then he instructed me how to say it. Și apoi mă instruia cum să pronunț un cuvânt. I love his memory. Îmi plăcea memoria lui. Eram uimit ce memorie avea omul acesta. There's a heritage of your people. E, aveți voi ca popor, aveți o moștenire. Every nation, every people has a destiny. Fiecare popor, fiecare națiune are un destin. A calling. O chemare. And the Romanian people have a calling. Și poporul român are o chemare. 26 years ago, I was a young, unknown pastor. În urmă cu 26 de ani eram un tânăr pastor necunoscut. But I was very popular. Dar eram popular. The leader said I will be the big leader. Liderii îmi spuneau că eu odată voi fi un lider la rândul meu. I liked it. Și îmi plăcea. Maybe I will be the president of the Pentecostal Union. Mă gândeam că poate o să ajung președintele pentecostalilor. I liked it. Și îmi plăcea. And many times famous leaders came and they said, "Oh, you're great, great." Și de multe ori mulți lideri faimoși îmi spuneau, "Tu ai un viitor așa, asigurat." But suddenly everything changed. Dar deodată totul s-a schimbat. I saw in the newspapers in 1992 that the Norwegian Prime Minister. În 1993 am citit într-un ziar că prim-ministrul norvegian. She said that we will now have a vote about a new law about homosexual marriages. Femeia aceasta, prim-ministru, a spus că vom avea de acum o nouă lege cu privire la căsătoriile între homosexuali. And in my spirit and in my mind I said no. Și în inima mea și în mintea mea am spus nu se poate așa ceva. And I made a phone call to the big leaders. Și am dat un telefon unor lideri din Norvegia. Oh, you must fight. Le-am spus trebuie să luptați. And they said, oh, we're very tired. Și ei au spus, oh, suntem așa de obosiți. We will not fight. Nu vrem să luptăm. We will see how it goes. O să vedem noi ce o să iasă. You know, they were sleeping. Erau așa adormiți. They were old. Erau bătrâni. They did not want a battle. Și nu vroiau să mai lupte. Then they said, but you fight. Dar ei mi-au spus, dacă vrei, tu să lupți tu. Eu? I will be a leader in the future. Eu o să fiu un lider în viitor. My name must be very good. Trebuie să am un nume bun, să fac un nume bun. My name must not be tainted. Numele meu nu trebuie să fie pătat. Pure. Curat. Me. Eu. The Lord said you. Dar Domnul mi-a spus tu. And overnight. Și așa, peste noapte. Within 24 hours. În 24 de ore. I became a famous man in Norway. Am ajuns peste noapte un om foarte faimos în Norvegia. And my reputation was ruined. Și reputația mea a fost ruinată. And God said this is good. Și Dumnezeu a spus, asta e bine. So I led the charge against the homosexual marriage law. Și eu m-am trezit că am condus lupta din Norvegia împotriva homosexualilor. And old friends, they did not talk to me. Și prieteni vechi au început să nu mai bage în seamă. So much war. Atâta război, ziceau ei. Let's be popular. Hai să fim populari. The vote, we lost the vote by one vote in parliament. S-a votat și am pierdut la o diferență de un vot în parlament. One vote. Un vot. Could have changed the destiny of Norway. Ar fi putut să schimbe destinul Norvegiei. Please say to your neighbor, one vote. Spune vecinului tău un vot. Could you say to, is that your wife? Say to her, one vote. One vote. One person. Lângă tine, un vot. Every person is important. Fiecare persoană e importantă. But we lost. Dar am pierdut. I remember the day we lost. Și mi-amintesc ziua aia în care am pierdut. CNN was there. CNN-ul era acolo. And they said to me, Pastor, what do you say? Și mi-au pus microfonul în gură. Da, pastore, acum ce zici? I said, we will not give up. Am spus, noi nu o să renunțăm. We will continue to fight. O să continuăm lupta. 26 years later. 26 de ani mai târziu. Everything has changed. Totul este schimbat. Because of one vote. Datorită unui singur vot. Norway is not the same.
Norvegia nu mai este ce a fost. Now the state church, the government church, the Lutheran church. Acum biserica de stat, biserica luterană, is taken over by the homosexual movement. Este preluată, este condusă de homosexual, de mișcarea homosexuală. Now you can marry man or woman anything you want. Acum te poți însura bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, ce vrei. Now there are even politicians who want us to be able to marry several people. Acum avem politicieni care vor să ne putem căsători cu mai mulți bărbați deodată. Oh, I marry one woman, one man. Mă căsătoresc cu un bărbat, mă căsătoresc și cu o femeie. One dog. Cu un câine. Let's see. I will marry that sign. Mă căsătoresc cu semnul ăsta. Okay, this is marriage. Asta e căsătoria. Te poți căsători cu cine vrei. This is the new reality. Ăsta este adevărul din ziua de astăzi. One vote. Un vot, da? One vote. Un singur vot. Today we have seen beautiful children. Astăzi am văzut niște copii minunați aici în față. What a beautiful families, number of families you have. Ce număr minunat de familii aveți în această biserică. But now in Norway, dar acum la noi Norvegia, a child who's 7 years old, un copil de 7 ani, can go to his teacher, poate să meargă la învățătoarea lui, or the social worker, sau la lucrătorul social, maybe it's a girl, poate este o fetiță, and says to the teacher, și îi spune învățătoarei, I feel like a boy, mă simt ca un băiat. Okay, well, we can perform sex change surgery. Dacă simți că ești băiețel, o să te ducem la operație de schimbare a sexului. And the parents do not need to know. Și părinții nici măcar nu trebuie să fie informați. For a long time. Pe perioadă lungă. This is even promoted on television. Asta de fapt se promovează și la televizor. One vote. Datorită unui singur vot. Can change a nation. Care a schimbat o țară. One man, one woman. O femeie, un bărbat. Can stop the tide of destruction. Poate opri dezastrul. You know, I'm a modern man. Știți, eu sunt un bărbat modern. I love to preach in conservative Romanian Pentecostal churches. Și îmi place să predic în bisericile pentecostale conservative românești. Conservatoare românești. I love to pray with women in this country who have headscarves. Îmi place să mă rog acolo unde sunt surori cu capul acoperit cu batic. Because they have the Spirit of God. Pentru că ele au Duhul lui Dumnezeu. But I also love to pray with people who are more modern. Dar de asemenea îmi place să mă rog cu oameni care sunt mult, mult mai moderni. For me, the most important thing is your heart. Pentru mine ce contează este inima dumneavoastră. That you will fight. Și vreau să vă văd că luptați. In prayer. În rugăciune. In worship and praise. În închinare, în laudă. In society. În societate. In building your family. În clădirea familiei. To rescue the future generations. Pentru salvarea generațiilor viitoare. We need to learn to fight for not just myself. Trebuie să învățăm să ne luptăm nu doar pentru noi înșine. But for the future generations. Ci și pentru generațiile viitoare. I remember so well in about almost 3 years ago. Îmi amintesc așa de bine cum acum aproximativ 3 ani. I got a phone call from a brother in Brașov. Am primit un telefon de la un frate din Brașov. He said to me, care mi-a spus, have you heard of the Bodnariu family? Ai auzit de familia Bodnariu? I said no. Am spus nu. Oh, their 5 children were taken by Barnevernet. Oh, ei au 5 copii care le-au fost luați de Barnevernet. Oh, I thought, oh. Barnevernet is difficult. Când am auzit cuvântul ăsta, Barnevernet m-a pus mâna în cap. Știam ce greu e de lucrat cu ei. Norwegian people hide when Barnevernet comes. Norvegienii se ascund când aud de Barnevernet. There's shame. Le e rușine. Someone will say you're a bad parent. Unii, dacă cineva spune că ești un părinte rău, the brother from Brasov said, "Can you help them?" Fratele din Brașov a întrebat, îi poți ajuta? Because the leaders of the Pentecostal movement will not help them. Pentru că liderii bisericii pentecostale nu se implică, nu the vor să politicians ajute. Will not help them. Politicienii nu vor să-i ajute. And I thought, God no.
Și am spus, Doamne, nu cred. I don't want more problems. Nu mai vreau să fac și alte probleme, am destule. For 3 weeks, God spoke to me every day. Și timp de 3 săptămâni, Dumnezeu îmi vorbea în fiecare zi. And every day I said no. Și în fiecare zi am spus nu. I did not need that case. Nu mai am nevoie și de cazul ăsta. But one suddenly on January 7th in 2016. Dar pe 7 ianuarie 2016, God said to me, you shall defend them. Dumnezeu mi-a spus, tu trebuie să-i aperi. With everything you have. Cu tot ce ai, cu tot ce poți. And I said to my wife, is it okay? Și atunci am întrebat-o pe soția mea, ce părere ai? My wife is a revolutionary. Și soția mea este o revoluționară. She said, yes. Și a spus, da. Do it. Fă. I was shocked. Și am fost șocat. How the forces of hell were unleashed against one family. Și am fost uimit să văd cum toate forțele iadului au fost lăsate împotriva unei familii. But I discovered the strength of the Romanian people. Dar atunci, de asemenea, am descoperit puterea românilor. I discovered the strength of the Pentecostals in Romania. Am descoperit puterea pentecostalilor din România. The Bodnario family. Familia Bodnario. And also the Norwegian branch of the family. Și de asemenea partea norvegiană a familiei lor. And I became a friend of Dr. Benoni Ardelian and Dr. Titus Colațian and many others. Și apoi am devenit prieten cu doctorul Titus Colațian, cu doctorul Benoni Ardelian. Through your strength. Și prin puterea voastră. Your persistence. Prin persistența your voastră. Your boldness. Îndrăzneala voastră. Your prayers. Rugăciunile voastre. Your protests. Protestele voastre. After 6 months they won. După 6 luni au câștigat. And all 5 children were returned to Mama Ruth and Papa Marius. Toți cei 5 copii s-au întors la Mama Ruth și la Tata Marius. And they moved to Romania. Și s-au mutat înapoi în România. See, God wants us to stand up. Vedeți, Dumnezeu vrea ca noi să ne ridicăm. In Hosea chapter 12 verse 6. În Hosea 12:6. It says that you must return to your God. Spune că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. My English version says you must maintain love and justice. Și în original, sau în limba engleză, spune că trebuie să păstrăm iubirea și dreptatea. And you must wait for your God always. Și trebuie ca întotdeauna să ne dejduiești în Dumnezeul tău. I know your Romanian Bible does not say justice, but the Greek says the Hebrew says justice. Știu că în românește nu scrie dreptate și iubire, însă în original așa este în limba greacă. I'm glad I'm with a criminal lawyer here now. Yes. Yeah. Se bucură că putem să traducem în engleză asta. See, justice is very important for God. Vedeți, dreptate este foarte importantă pentru God is a God of justice. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. In eternity he judges. Și în veșnicie Dumnezeu asta face, judecă. In Ecclesiastes 3:17 says. În Ecclesiastul 3:17 spune. God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. Spune că Dumnezeu va aduce la judecată și pe cel drept și pe cel rău, pentru că este un timp pentru judecată. In eternity we will all have to stand accountable. În veșnicie, să știți că toți va trebui să stăm în fața judecății. Many of leaders in Norway, evangelical leaders, say now that there is no hell. Mulți dintre predicatorii din Norvegia, evanghelici, spun acum și predică că nu există iad. Well, the Bible says there is a hell. Pe când Biblia spune că există iad. The Bible wants us to talk about heaven. Biblia vrea ca noi să vorbim despre rai. But also to warn about hell. Dar tot Biblia ne avertizează despre iad. God will judge every person. Dumnezeu va judeca pe fiecare om. In Hebrews 10 verse 30. În Evrei 10:30. It says, "It is mine to avenge; I will repay. The Lord will judge his people." Că spune că Domnul a mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti. Domnul va judeca pe poporul său. He sees what happens. Dumnezeu vede ce se întâmplă pe pământ. And then Job 12:22 says. Apoi în Iov 12:22 spune. He reveals the deep things of darkness and brings utter darkness into the light. Spune că Dumnezeu scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. El aduce la lumină umbra morții. We don't like that people see it when we sin. Noi nu ne place să fim expuși atunci când păcătuim. But God will rescue us by showing us the sin.
Dar Dumnezeu ne va mântui arătându-ne păcatul nostru. He lets us discover what is happening. Dumnezeu vrea ca noi să știm, să descoperim ce se întâmplă. In 1992, when God said I had to stand up against the homosexual marriage law. În 92, când Dumnezeu mi-a spus că eu trebuie să iau poziție împotriva homosexualilor. I called for a big rally in downtown Oslo. Am organizat un meeting de amploare în Oslo, în centru. We were 1500 people. Am fost acolo 1500 de oameni. Our choir was there. Corul nostru era acolo. And we were praising God. Și lăudam pe Dumnezeu. We were declaring the truth of God's word. Rosteam adevărul cuvântului lui Dumnezeu. And I did not expect any opposition. Și nu am așteptat să avem opoziție. I thought we would have a good rally. Mă gândeam că o să avem un meeting așa pozitiv, bun. But suddenly in the middle of the meeting. Dar deodată în mijlocul acelei întâlniri. 200 people. Ne-am trezit cu 200 de oameni. From the homosexual community. Din comunitatea homosexuală gay. They had crosses with condoms. Care au venit cu cruci pe care au tras niște prezervative. They wore had demon masks. Purtau măști de demon, cu corne de demon. They cut the cords. Au tăiat firele amplificatoarelor. It was chaos. A fost un haos acolo. I suddenly understood. Și atunci am înțeles. This is war. Că suntem în război. It is good when God lets the things of darkness come into light. E bine când Dumnezeu expune lucrurile din întuneric la lumină. We don't like to see that. Nu ne place să vedem aceste adevăruri. But we must see it. Dar trebuie să le cunoaștem. Otherwise we will not fight. Altfel nu vom lupta. You know how you kill a frog? Știți cum a frog. Știți cum se omoară o broască? You put the frog in some water. Pui o broască într-o apă. On your oven. Pe cuptor. And just a little bit heat. Și o încălzește așa câte puțin. And the frog swims. Și broasca înoată. Makes some noises. Face niște zgomote. Thinks, oh, this is very nice. Și spune ce bine. The pastor Jan Ogetorp puts me in nice water. Și spune pastorul m-a pus așa într-o apă căldicică. But then I increase the heat. Dar apoi încălzești tot mai tare cuptorul. And suddenly the frog is boiled to death. Și deodată broasca fierbe până moare. See, we need to understand. Vedeți, noi trebuie să înțelegem. What is going on? Ce se întâmplă? It's not neutral. Nu-i ceva, nu suntem neutri. It will not go away. N-o să treacă. I found that bad things. Eu am descoperit că lucrurile rele must be exposed. Trebuie expuse. Everything I feared 26 years ago. Tot ce am simțit acum 26 de ani has happened in Norway. Tot de ceea ce m-am temut atunci s-a întâmplat între timp în Norvegia. More than I feared. Și mai mult decât mi-am putut imagina. And people are saying, "No, let it go away." Și oamenii așa creștini stau în carapace și spuneau, nu, lasă, să mai bine să nu știm asta. One vote. Dar un vot. One vote. Un singur vot. Barnevernet is a secret thing in Norway. Este o instituție secretă în Norvegia. The government wants to be secretive about it. Guvernul vrea să fie o instituție secretă. They don't want people to know what they do. Nu vrea ca oamenii să afle cu ce se ocupă această instituție. Norway is a nation of 5 million people. Norvegia suntem 5 milioane de oameni. Every day. În fiecare zi, 5 new children are taken away from their families. 5 copii noi sunt luați din sânul familiilor lor. This is the government statistics. Asta este statistica guvernului. The government no longer promotes the concept of family. Guvernul nu mai promovează conceptul de familie. It's better to have professional care. Este mai bine să avem, eu știu, oameni sau îngrijitori profesioniști. But now we see professional psychologists and psychiatrists who are even pedophiles. Dar acum vedem psihiatri sau psihologi profesioniști care ajung să fie pedofili. Who are taking care of the children. Care se îngrijesc ei de copii. See, Norway does not like this to be a big issue. Norvegia nu vrea ca acest lucru să se afle. But 3 years ago. Dar în urmă cu 3 ani. The Romanian people stood up. Când românii s-au ridicat. 10,000 demonstrated in Oradea. 10,000 au demonstrat în Oradea. In Bucharest and many in Timișoara. În București, apoi alții în Timișoara.
All over Europe. În toată Europa. In New Zealand, in Australia, in India. În Noua Zeelandă, în Australia. In Brussels. În Bruxelles. In Warsaw. În Varșovia. In Washington, in Washington, Portland, Chicago. În Portland, în Chicago. And Norway said, "Oh, this must go away." Și guvernul norvegian a spus, asta trebuie să se încheie, să se termine. But God allows it. Dar Dumnezeu a permis să se întâmple. To warn us. Ca să ne avertizeze. This will happen if we do not stand strong. Acest lucru se va întâmpla dacă vom tăcea. 2.5 months ago, Dr. Valeriu Ghileci. În urmă cu 2 luni jumătate, doctorul Valeriu Ghilețchi, my friend who's the vice president of Moldova's parliament. Prietenul meu, fratele pastor Baptist, care este vicepreședintele Parlamentului Moldovean. He presented a serious suggestion about Barnevard. A venit cu o propunere foarte serioasă privind Barnevard. And the Council of Europe voted. Și Consiliul Europei a votat. 70% said we do not want this. Și 70% din Consiliu a votat împotriva acestei propuneri. Hallelujah. It was because Dr. Benoni Ardelean. 70% au votat împotriva Barnevert. Went to Strasbourg 2.5 years ago. Și asta pentru că doctorul Benoni Ardelean s-a dus la Strasbourg în urmă cu 2 ani. We must investigate what happens. Și a spus trebuie să investigăm cum s-a ajuns la acest derapaj. So the world will know. Ca lumea să știe. Proverbs 21:15. Proverbe 21:15. When justice is done, când dreptatea este făcută, it brings joy to the righteous. Spune că aduce bucurie celor neprihănit. But terror to evildoers. Spune că atunci când se face dreptate, cel bucuros, cel neprihănit se bucură, dar cel rău suferă. God wants us to be strong. Dumnezeu vrea ca noi să fim puternici. When Christians are afraid, când creștinii se tem, we become isolated and weak. Ne izolăm și devenim slabi. But unity among true Christians is very important. Dar unitatea între adevărații creștini este foarte importantă. In Norway, the government looks at what I do here. În Norvegia, guvernul privește la ceea ce fac eu aici. I brought my whole European leadership team. M-am dus toată echipa mea de lideri europeni. From 7 nations of Europe. Din 7 țări europene. And for 4 days we were in the parliament in Bucharest. Și timp de 4 zile ne-am întâlnit în parlament la București. As the guest of Vice President Benoni Ardelean. Ca și oaspeți ai vicepreședintelui de acolo, Benoni Ardelean. Every day we prayed with members of parliament. Și în fiecare zi ne rugam cu membrii din parlament. We strategized. Și făceam strategii. And we let the world know. Și we let the world know. Și am vrut ca oamenii, ca lumea să știe. It's not secret. Că nu-i secret. No. Nu. It's public. Ci este public. I have a Facebook page. Am o pagină de Facebook. With more followers than the Prime Minister of Norway. Unde am mai mulți followers decât prim-ministrul Norvegiei. Just after 1 year, I have 300,000 followers. Într-un an de zile am peste 300,000 de oameni care mă urmăresc. Because God wants people to know. Pentru că Dumnezeu vrea ca oamenii să știe. We're fighting to win. Noi luptăm ca să câștigăm. We will turn the things in Europe. Noi vom schimba lucrurile în Europa. On October the 7th, my friends. Pe 7 octombrie, prieteni dragi. The Romanian people will have a referendum. Poporul român va avea un referendum. Will marriage be for one man and one woman? Va fi căsătoria definită ca și unitate între un bărbat și o femeie? Or will marriage be between man, dog, painting? Sau unitate între doi bărbați, între un bărbat și un câine, între două femei? Will children be able to change their sex? O să aibă copiii dreptul să aleagă și schimbe sexul? I tell you, if you do not stop this, vă spun dacă voi nu vă luptați să opriți asta, after 5 years, peste 5 ani, it will hit you. O să vă lovească. But you have to stand strong. Dar voi trebuie să stați puternici în picioare. One vote. Un vot.
In 1993, one vote was missing in the Norwegian parliament. Un vot ne-a lipsit în Parlamentul Norvegian. Here it is a referendum. Aici urmează un referendum. You must go and vote. Trebuie să mergi tu la vot. And you can even tell your friends who are not Christians. Și poți să le spui prietenilor tăi care nu sunt creștini. Because normal people can think. Pentru că sunt oameni normali care gândesc. They know that family is between man, woman and child. Și e ceva normal ca căsnicia să fie unitate între un bărbat și o femeie. My friends, the Shintos in Japan. Prietenii mei din Japonia. My friends, the Buddhists in Thailand. Prietenii mei necreștini budiști din Thailanda. Even my friends, the Muslims around the world. Chiar și prietenii mei musulmani în lume. They say family is very important. Spun familia este foarte importantă. In 2 months I will speak in the Parliament of India. În 2 luni o să vorbesc în fața Parlamentului din India. The vice president invited me. Vicepreședintele de acolo m-a invitat. And he is from the Hindu party. Și el este membru al partidului hindus. He said we have to support you. Și a spus trebuie să te susținem. Come and speak in the Indian parliament. Vino să vorbești în fața Parlamentului indian. God wants to raise up many people. Dumnezeu vrea să ridice mulți oameni. You're beautiful choir. Aveți un cor minunat. Woo! Awesome. Tremendous. Minunați. You need to stand up and sing. Trebuie să vă ridicați și să cântați mai tare. Go to the Liberty Square and Revolution Square. Mergeți în Piața Unirii, în Piața Libertății. In 1989, Dr. Benoni Adeleon told me. Mi-a spus fratele Benone că în 1989 the revolution happened because of the Pentecostals and Baptists in Timișoara. Un rol foarte important în revoluția din Timișoara au avut-o pentecostali și baptiști. You can do it again. Voi o puteți face încă o dată. In Christ you have it. În Hristos o aveți. Let me to finish say that vreau să închei spunând God is a God of justice. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. He cares about everyone. Lui îi pasă de fiecare. I'm not only about the big issues. Mie nu-mi pasă doar de lucrurile mari. God loves the orphans. Dumnezeu iubește orfanii. God loves the widows. Dumnezeu iubește văduvele. God loves the poor. Dumnezeu iubește pe cei săraci. And the church has a mandate. Și biserica are un mandat. If we pray and pray and pray, dacă ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm, and we will not help the poor, și doar atât și nu-i ajutăm faptic pe săraci, the persecuted, pe cei persecutați, our prayers are zero. Rugăciunile noastre sunt egale cu zero. If you fast 40 days, dacă postești 40 de zile, and you will not bow down your life to help he or her who is downtrodden, și n-o să te apleci să-l ajuți pe cel căzut, then God cannot favor you. Atunci Dumnezeu nu o să poată să-ți arate favor. Romania has a big calling. România are o mare chemare. The Christians of Romania have a big calling. Creștinii din România au o mare chemare. The Pentecostals of Timișoara have a big calling. Pentecostalii din Timișoara au o mare chemare. Will you serve him? Ești gata să-l slujești? Do works of kindness. Fă fapte bune. Serve the needy. Slujește pe cel în nevoie. Sacrifice for the needy. Sacrifică-te pentru cel nevoiaș. And you, let your voice be used to speak. Și folosește-ți gura ca să vorbești. When I had to speak first time in 1992. Eu când a trebuit să vorbesc pentru prima dată în 92. I did not like it. Nu mi-a plăcut deloc. I had never expected my life to be like this. Nu mă așteptam ca viața mea să ia o astfel de turnură. So many things have become different. Atâtea lucruri s-au schimbat. But God needs voices. Dar Dumnezeu are nevoie de voci. And if we are quiet, și dacă noi tăcem, he will take this guitar. Dumnezeu se va folosi de chitara aceea. To speak. Să vorbească. Or will you let your voice speak? Sau vrei ca gura ta să vorbească. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. God bless Romania. Dumnezeu să binecuvânteze România. Thank you, pastor. Mulțumim, frate pastor.